Am vrea să îl chemăm pe Domnul să vină și să binecuvânteze cu sfânta lui prezență, cu prezența lui mângâietoare, întreagă lucrarea din locul acesta. De aceea vă chem să stăm în duh de rugăciune și invit pe fratele Petrică Bala, aici la microfon, să înalțe către Domnul rugăciune în care să ceară și să cheme prezența lui Dumnezeu. Doamne, Tată din ceruri, stăm înaintea Ta în aceste clipe, suntem în fața lucrării Tale. Te rog, Doamne, în numele Domnului Iisus să binecuvântezi pe fiecare din cei ce sunt prezenți aici. Doamne, îți suntem recunoscători, Doamne, că l-ai ajutat pe fratele Ioan Dedan să-ți trăiască o viață neprihănită, să fie un exemplu pentru noi toți. Îți mulțumim pentru el, Doamne. Îți mulțumim că Tu ai pregătit un loc special și l-ai răsplătit și îl vei răsplăti, Doamne, pentru ceea ce a făcut. Doamne, ajută să învățăm că și noi suntem trecători și că avem nevoie să ne trăim viața în neprihănire după voia Ta, urmând exemplu bun a celor dinainte. Mă rog să mângâi pe cei întristați, mă rog să întărești pe cei ce în această zi, Doamne, vor sluji în locul acesta. Te rog să inspiri, Doamne, și fie ajutorul Tău de sus peste cei ce simt durerea despărțirii, Doamne, și peste tot cei ce sunt prezenți aici, aici sau mai departe, care privesc, Doamne, sau ascultă ceea ce se întâmplă aici. Îți mulțumim că Tu ești în control peste toate lucrurile și te slăvim pe Tine, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Iată că suntem într-o situație în care nu putem decât să ne uităm înspre urmașii fratelui Ionică Dedan și să dorim din toată inima ca Dumnezeu din ceruri, El, Părintele oricărei mângâieri, să se coboare și să lucreze mângâiere în viața voastră a fiecăruia. Iată că anul 2020 a adus două tragedii peste familia voastră. Însă vreau să vă aduc aminte că și în anul 2020 Dumnezeu este pe tron. Amin. Și în anul 2020 Dumnezeu se uită cu drag spre voi și chiar dacă v-ați întâlnit cu aceste nedorite despărțiri, aș vrea să înțelegeți că brațul bun al Domnului este în jurul vostru. Și El este Cel ce va lucra chiar și în ziua de astăzi prin tot ce se va face aici înspre mângâierea voastră a tuturor. Vom lăsa în momentele următoare grupul bărbătesc să înalțe cântare de laudă către Domnul, apoi Rahela Gogără va înălța o cântare, iar apoi vom asculta necrologul care va fi citit de unul dintre membrii familiei. Noi mergem spre țara făgăduinței, pe calea strântă a biruinței. Iisus cu drag ne călăuzește, ca vulturul ce puiși păzește. O canal, o canal, canal, ești mai aproape, Andean. Moșteni Canaanul cel sfânt, Iordanul îl vom trece cântând. Pustia în urmă va rămâne, atunci îi vom veșnicia. Andean.
pe viața asta, ca s-o petreci nepăsător. E mult prea scumpă orice clipă, s-o lași să treacă fără spor. E mult prea scumpă orice clipă, s-o lași să treacă fără spor. E mult prea scump cuvântul vieții, să-l poți uita și un ceas măcar. E mult prea scumpă rugăciunea, să-i poți nesocoti vreun har. E mult prea scumpă rugăciunea, să-i poți nesocoti vreun har. E mult prea scumpă răsplătirea statorniciei la sfârșit. Să-ți par acum prea grea încercarea pe care o ai de suferit. Să-ți par acum prea grea încercarea pe care o ai de suferit. E mult prea scumpă mântuirea, să nu-i dai totul pe pământ, și pacea inimii și slava statorniciei legământ. Și pacea inimii și slava statorniciei legământ. E mult prea scumpă veșnicia, s-o dai pe-o umbră și pe-un fum. E mult prea scump Hristos și raiul, să nu dai tot să-l ai acum. E mult prea scump Hristos și raiul, să nu dai tot să-l ai acum. De Dan Ioan s-a născut în data de 26 aprilie 1938 în familia de Dan, fiul lui Mihai și al lui Floare. A fost primul copil din cei trei cu care Dumnezeu a binecuvântat familia, Ioan, Victoria și Maria Marișca. Școala a absolvit-o în localitatea natală Sarcău, județul Bihor. La vârsta de 17 ani primește prin cuvânt profetic înștiințarea alegerii și chemării pentru slujire. Urmează stagiul militar în București, după care s-a mutat în Timișoara, angajându-se la întreprinderea Electrobanat. În 23 aprilie 1964 s-a căsătorit cu Nicolescu Aurelia, fiica lui Andrei și Lucreția. Dumnezeu a binecuvântat familia de Dan Ioan și Aurelia cu 9 copii, dintre care 6 fete și 3 băieți, 17 nepoți și 3 strănepoți. Din primii ani de viață ai copiilor, păstorul de Dan s-a implicat activ în educația și creșterea spirituală a copiilor cu care Domnul i-a binecuvântat. A trăit o mare bucurie atunci când sămânța din cuvântul lui Dumnezeu, plantată de el și soția Aurelia, a rodit în inimile copiilor, astfel încât toți copiii au încheiat legământ cu Domnul în apa botezului. Chiar dacă implicarea lui Ioan a fost profundă în viața familiei, râvna pentru casa Domnului a fost la fel de mare.
În anii 80 a început conducerea unui cerc de rugăciune în cartierul Ronaț, Timișoara. În aceeași perioadă slujea și în conducerea bisericii de pe Romulus, care mai târziu devine Biserica Pentecostală Elim. Odată cu ordinarea în slujba de pastor, în anul 1989, ea ființă Biserica Pentecostală Carmel în cartierul Ronaț. Astfel, Ioan participa neobosit și cu multă dăruire la serviciile de rugăciune, conducea serviciile de peste săptămână și de duminică, era în misiune în țară și peste hotare și oriunde a fost nevoit de implicare în lucrarea Domnului, a fost gata să slujească cu toată inima. Era totdeauna prezent acolo unde era nevoie de el. În anul 2005, soția Aurelia este luată acasă la Domnul. Iar în anul 2020, păstorul de Dan pierde primul copil, pe Johnny. Deși acestea au fost evenimente de profundă durere pentru Ioan, acesta s-a ancorat și mai puternic în făgăduința pe care Dumnezeu i-a făcut-o, că va fi cu el până la capăt. S-a rugat, a încurajat, a dăruit, a slujit și a iubit pe toată lumea. Această inimă a încetat să mai bată marți dimineață, pe data de 1 septembrie 2020, la auzul cuvântului Domnului care i-a spus: vin o slugă bună și credincioasă și intră în bucuria stăpânului tău. Ne încurajăm că va veni o zi a revederii și păstorul de Dan până atunci își a rămas bun de la fiica Doina și nepoții Alice, Janice, Robert, Rachel și Diana, cu soțul Filip și copiii din Australia, fiica Daniela, generele Călin și nepoatele Naomi și Iulia din insulele Feroe, fiica Ligia, generele Daniel și nepoții Beatrice cu soțul Benjamin, Jacob și Matthew din Statele Unite, de la Nora, pe care a considerat-o totdeauna ca o fiică, pe Ana Maria, soția lui Johnny, și nepoatele Sara și Andrada, de la fiica Lucia, generele Viorel și nepotul Mario cu soția Adriana, de la fiul Relu, Nora Anca și nepotul David, de la fiica Mirela, generele Laslo și nepotul Kevin, de la fiica Natalia, generele Flavio și nepoțica Jessica, de la fiul Gabriel, Nora Carmen și nepoțica Carina, de la sora Mărioara, cumnatul Tibi și familia Goman, de la cumnatul Nuțu Dejeu și familia din Statele Unite și de la familia Petrei Marius din Irlanda. De asemenea, se despart de cumnați, cumnate, verișori și verișoare, nepoți și nepoate din familiile Nicolescu, Vesa, Stan, Goman, Dejeu, Rădeanu, Costea, Jurj, Giurgiu și Cionca. Se desparte și de cuscri din familiile Caza, Gabor, Briciu, Enciu, Borza, Ban, Farcaș, Buda, Orzescu și de toți vecinii alături de care a fost. Păstorul de Dan Ioan lasă în urmă toți prietenii și cunoscuții din țară și străinătate cu care a împărțit experiențele vieții și slujirea de pe câmpul Evangheliei. De asemenea, se desparte de toți frații slujitori din cultul pentecostal cu care a colaborat în ultimii 40 de ani. Fratele de Dan Ioan se desparte și de biserica lui Dragă Carmel, biserica pe care a înființat-o și a păstorit-o până la sfârșitul vieții. Dragostea și dedicarea lui a fost fără margini și se bucurea că simțea adesea că acestea erau răsplătite. Acum a plecat să se odihnească de toată osteniala lui și să primească răsplata de la cel pe care l-a iubit și l-a slujit toată viața. În final, aș dori să vă las cu un citat care cred că toți cei care l-au cunoscut pe bunicul poate să confirme că îi se potrivește și care spune: eroii slavei se întorc acum acasă, au biruit în marele necaz și vor sta cu Domnul lor la masă. El va șterge lacrima de pe obraz. Fiți binecuvântați! Cu siguranță, în condiții normale, mulți păstori și colaboratori ai fratelui Ionic ar fi fost aici. Dar
Situația în care ne aflăm i-a împiedicat să vină. Totuși, vreau să vă spun că președintele cultului penticostal transmite de asemenea condoleanțe familiei și sigur că își exprimă aprecierea nespus de mare pe care a avut-o față de slujirea fratelui păstor de Dan. Fiecare dintre păstori considerăm că plecarea fratelui de Dan este o pierdere pentru pământ, dar este un câștig pentru cer. De asemenea, m-a sunat fratele Tipei, fostul președinte al cultului penticostal, ca să mă roage să transmit condoleanțe familiei și dragostea pe care o poartă familiei fratelui de Dan. De asemenea, alți păstori, fratele Liviu Sav, de aici din zonă, și alți colaboratori ai fratelui de Dan, își transmit condoleanțele lor și ruga către Dumnezeu de a revărsa mângâiere peste familie. De asemenea, fratele păstor Iosif Frânc din America a trimis un mesaj pe care aș vrea să mă îngăduiți să îl citesc. Mesaj care sună în felul următor. Mulți frați și surori din cartierul Ronaț au parcurs un timp îndelungat în stăruință și rugăciune pentru o casă de rugăciune în cartier. Cei mai mulți au plecat de mult la Domnul, unii fără a vedea împlinirea acestor rugăciuni. Ioan de Dan a rămas printre cei ce au văzut împlinirea. În rugăciunile organizate ținute în acest scop, ca un emisar fără egal, s-a dovedit Ioan de Dan. Alergarea sa neobosită, bizuindu-se în totul pe făgăduințele lui Dumnezeu, o credință neprefăcută, devotament sincer, au marcat chipul slujitorului întâi stătător al Bisericii Carmel, iubitul nostru frate Ioan de Dan. Nu a fost ușor, îl cunosc de peste 50 de ani. Prea devreme și-a pierdut ajutorul potrivit pe soția sa, Aurelia. A dus înainte lucrarea, câteva luni în urmă a gustat din cupa de amărăciune, despărțindu-se de unul din fiii săi. A perseverat totuși, dar acum a auzit ceva mai vie, reală și adevărata chemare a Domnului. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Condoleanțe familiei, fraților și surorilor de credință și prietenilor de la Carmel. Semnează pastorul Iosif Frânc. Dragii mei, sunt și aici împreună cu noi slujitorii Evangheliei care vor avea câte un scurt cuvânt și pentru început aș vrea să-l las pe ucenicul fratelui Ionică de Dan, cel mai apropiat colaborator, pe Florin Mandici, să aibă un cuvânt, iar după aceea fratele Partenie Cionca, un prieten și de asemenea înrudit cu familia, păstor și el, va avea de asemenea un scurt cuvânt cu această ocazie. Iar după aceste luări de cuvânt, grupul bărbătesc va mai lăuda pe cel prea înalt cu o cântare. Mă rog ca Domnul să mângâie fiecare inimă în momentele acestea, pentru că Domnul este Cel care poate. Noi, prin cuvintele noastre, poate prea puțin putem face, dar Dumnezeu Cel Veșnic, Cel care are putere să mângâie, într-un mod deosebit, sufletele și inimile dumneavoastră fiecăruia, zic ca Domnul să vă întărească. Dacă ar fi să spun despre fratele de Dan în câteva cuvinte, ceva despre el ar fi următoarele cuvinte. O viață sub semnul slujirii. L-am cunoscut foarte bine pe fratele păstor, am slujit împreună mulți ani, am fost aproape de el și mai mult a fost aproape de mine, a fost aproape de întreaga biserică. Ar fi foarte mult de vorbit despre el și de toate lucrurile bune pe care le-a făcut și ceea ce a însemnat el pentru biserică, dar contextul în care suntem, situația în care suntem, nu ne permite. Doar totuși câteva cuvinte. A fost un om devotat al lui Dumnezeu. A fost un om care a slujit cu toată inima. Un om care a fost un părinte devotat, a iubit familia, a iubit familia lărgită, biserica. Oricine a venit la el, a cerut ceva și a putut să facă, n-a existat să nu facă. Orice a putut să pună la dispoziția lui Dumnezeu, resursele lui, tot pe el a pus la dispoziția lui Dumnezeu. N-a refuzat pe nimeni. A stat înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. A iubit biserica. Dacă ne uităm cu mulți ani în urmă și vedem și situația în care a fost pe vremea comunismului, a fost un om care n-a dat înapoi, un om care a slujit pe Dumnezeu cu toată inima, binecuvântat să fie Domnul, un om care a stat în picioare indiferent de greutățile care au venit peste el.
A fost un model pentru familie, a fost un model pentru noi. Un model de urmat și care va fi și în continuare pentru fiecare dintre noi un model de urmat. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să putem urma exemplul fratelui păstor. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că după ce încheiem socotelile cu viața aceasta, ne așteaptă răsplătirile veșnice pentru cei care au slujit și au urmat pe Domnul. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să stăm în continuare la dispoziția lui Dumnezeu. Să putem să slujim pe Domnul și într-o zi. Să ne întâlnim și noi cu eroii credinței care au fost chemați de Domnul acasă. Eroii, după cum știm, ei nu se nasc eroi, ci ei se fac. Și pe fratele Dedan, eroul a făcut doar singurul Dumnezeu. Și mă rog ca fiecare dintre noi, Dumnezeu, să ne lăsăm sub mâna Lui, cea puternică, să ne facă pe fiecare dintre noi niște eroi ai credinței, ca într-o zi să ne luăm și noi răsplata împreună cu fratele păstor. Amin, amin. Și zic ca numele Domnului să fie binecuvântat. Vreau să rămân la cuvintele acestea, din cauza timpului, fraților care mai sunt după noi, și zic ca Domnul să vă întărească, familie Dedan. Am fost aproape ani de zile, vrem să rămânem în continuare alături de voi. Și zic că Dumnezeu să vă mânghe, Dumnezeu să vă întărească, este greu, pentru că anul acesta am mai avut o pierdere pe fratele Johnny și este foarte greu. Dar zic că Dumnezeu să vă mânghe, El cu prezența Lui și Duhul lui Dumnezeu care l-a întărit pe fratele păstor, ne-a întărit pe fiecare, să vă întărească și pe voi în continuare. Amin. Să vă mânghe și să vă dea putere ca împreună, Doamne, Domnul, împreună să ajungem în împărăția Lui. Amin. Amin. Scumpă familie, frați și surori din Carmel, suntem aici la o mare persoană care a plecat dintre noi, deși statura lui era una mică. Ar fi fost loc să spunem multe, 3-4 ore, să vorbim despre un om ca Ionică Dedan. Eu aș vrea să citesc un singur verset, valabil pentru cel care a plecat, valabil pentru noi toți. Pavel Apostolul scrie Corintenilor și spune: de aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteniala voastră în Domnul nu este zadarnică. Un cuvânt pe care îl rostea Ionică cu atâta fermitate. În 3 minute ce pot să spui decât că Ionică, pentru voi, dragii mei, pentru voi copiii, nepoții, familia, pentru noi toți, a fost un om care a dovedit multe, dar eu mă opresc la un singur gând. Un om statornic. Un om statornic. Când și-a pierdut iubita lui Doamnă, a rămas statornic. Când și-a pierdut, știți voi bine, mai bine decât mine, când și-a pierdut fiul, a rămas statornic. L-a iubit pe Hristos, v-a iubit pe voi. Un model de om care a împlinit acest cuvânt. A rămas tare, a rămas neclintit, a sporit totdeauna în lucrul Domnului, având în minte și în inimă, în sinceritatea lui deplină, că într-o zi cineva îl va răsplăti. Închei să spun, datorită celor ce ne conduc cum ne conduc, are Ionică în mormântare ca aceasta, dar sunt convins că Dumnezeu compensează starea de fapt pe care o trăim noi cu o primire triumfală acolo în gloria lui Dumnezeu. Închei spunând, haideți să-L rugăm pe Dumnezeu să ne țină statornici, să ne țină gata să sporim în lucrul Domnului și să avem privirea ațintită spre El. La revedere, Ionică! Sunt convins că ne va ajuta Dumnezeu să ne revedem. Dumnezeu să vă mângâie! Amin. Eu-mi vedea la cele țărmuri, sunt dureri, încetatea bucurii.
vedea, ne-om vedea, ne-om vedea la cele țărmuri, ne-om vedea la cele țărmuri, unde nu mai sunt dureri. Ce frumos va fi în ceruri, înaintea tronului, vom purta cunun de glorie pentru slava Mielului. Ne-om vedea, ne-om vedea, ne-om vedea, ne-om vedea la cele țărmuri, ne-om vedea la cele țărmuri, unde nu mai sunt dureri. Niciunul dintre noi nu suntem foarte împăcați sufletește de faptul că funeraliile pastorului de Dan se desfășoară în condițiile acestea. Sunt sigur că sunt mulți membri ai Bisericii Carmel care și-ar fi dorit să ia parte la aceste funerarii și în acest sens am convenit cu familia ca peste ceva vreme, nu știm exact când, să avem un serviciu memorial la Biserica Pentecostală Carmel, poate în curtea bisericii, în care să ne aducem aminte de binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o Bisericii Carmel prin pastorul de Dan și de aceea ne mângâiem la gândul că vom mai avea un astfel de popas care credem că va fi binefăcător familiei, membrilor Bisericii Carmel și nu numai. Am vrea acum să dăm un cuvânt pastorului Cuzmănuț Cionca. Un cuvânt în care să aducă cuvinte de mângâiere familiei și de încurajare pentru noi toți. Iar după pastorul Cionca vom lăsa fanfara să-l laude pe Domnul. Iar după fanfară va lua cuvântul fratele păstor Johnny Pețca. Dragilor, sunt aici cum am fost totdeauna cu voi. Doina, care e departe, Dana, Ligia și ele departe de voi și cei de aproape. Sper să vă spun în ordinea cum v-a dăruit Dumnezeu acestei familii speciale. Ați avut părinți speciali, să știți. Mami și tatii ai voștri au fost speciali. De aceea Ligia, Nati și Mirela v-am luat fetele împreună și apoi băieți împreună, Johnny, Relu și Gabi. Johnny a plecat, zicem noi, prea devreme dintre noi, a rămas Ana Maria cu fetele. Sunt aici ca să vă spun, așa cum a spus și fratele meu Partenie, că ați avut parte de niște părinți speciali. Mama voastră, cât și tatăl vostru, au fost dedicați. Dedicați pentru familia. Am încercat zilele acestea să mă amintesc tot ce am putut să mă amintesc despre voi, despre mama voastră, despre tine, Mirela. Am fost apropiați și am crescut împreună. Iată-ne acum despărțindu-ne, rând pe rând. Pentru noi este despărțire, dar, așa cum zicea pastorul Nelu Filip, în economia lui Dumnezeu este o adunare. Dacă noi pierdem, acolo este câștig în cerul lui Dumnezeu. Și știți, în fața morții, și moartea este urâtă, este hâdă, este crudă,
Nu are niciun sentiment și Biblia spune că cel din urmă vrășmaș care va fi nimicit va fi moartea. Până atunci, mulțumim lui Dumnezeu că prin Iisus Hristos avem nădejdea vieții. Lucrul acesta este cel mai important și tatăl vostru și mama voastră și Johnny l-a trăit din plin. Și lucrul acesta ne dă speranță, ne dă credință, ne dă putere ca să mergem mai departe și dacă se pot spune așa de mult, sigur că da, așa cum s-a amintit, ne-ar fi plăcut, nici nu știu, da, ne-ar fi plăcut pentru sufletul nostru trist, ne-ar fi plăcut ca să avem o seară, două de priveghi, ne-ar fi plăcut ca să-i vedem pe oameni că aduc un omagiu unui om care a pus totul în slujba lui Dumnezeu și când zic că a pus totul, voi știți mai bine ca mine. Voi știți mai bine ca mine. Un bărbat echilibrat, mi-aș permite să spun, fără să-mi interpretați cuvintele, tatăl vostru și-a depășit limitele din plin. Și-a depășit limitele din plin. Un bihorean simplu, copil venit aici în Banat, a făcut o familie, o familie frumoasă, așa cum sunteți voi. Puține familii sunt așa frumoase ca și familia voastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze mai departe. Și am un ultim cuvânt. Nu știu, probabil că tati v-a spus multe lucruri, mai ales după ce a plecat mami. Tati a fost așa cum a fost cu sănătatea în ultimii ani. Mirela, tu știi mai bine, nu? Dar cred că un cuvânt care mie mi-ar place să-l spună cineva în urma mea și posibil că tati l-a citit, poate l-a predicat de atâtea ori la mormântări, este cuvântul pe care Iacov îl spune copiilor lui când știe că pleacă din lumea aceasta și zice Iacov așa: eu am să mor. Și tatăl vostru știa că va veni ziua în care o să plece și noi numim plecarea din lumea aceasta moarte. Eu am să mor. Dar zicea Iacov și cred că tatăl vostru zice cu tărie: dar Dumnezeu va continua să fie cu voi și vă va duce mai departe. Dragilor, părinții voștri n-au murit. Ei sunt mai vii ca niciodată, s-au reîntâlnit. Dar ceea ce este frumos, că Dumnezeu va fi cu voi. Cu voi copiii, cu voi nepoții, cu voi strănepoții, va fi cu voi și vă va duce mai departe. Până când Dumnezeu ne va aduna pe toți împreună și vom fi o singură familie mare și un singur Domn pe care l-am iubit în lumea aceasta. Înainte de a zice amin, vreau ca să recit din nou versurile pe care le spun aproape la fiecare moment ca și acesta. Îmi place așa de mult ce a primit Ioanii din partea lui Dumnezeu și el zice așa: și de atunci, de când Iisus a murit pe cruce și a înviat a treia zi, sufletul se duce, nu în jos, ci sus în cer, în divina taină. Lasă-l trupul pe pământ, lasă-l ca pe o haină. Ne va fi redat curând, sus ne e grânarul, sus în cer în paradis a fost dus tâlharul, sus în cer văzu Ștefan tronul de porpiră, Petru sus spre cer privi când îl răstignire. Și sfârșind pe acest pământ lupta lui cea bună, Pavel, sus în cer primi slavă și cununa. Lutul, când se întoarce în lut ca să-și ducă somnul, noi, tatăl vostru, a fost întâmpinat de Iisus, de Domnul și de îngeri sclipitori zorii ai dimineții ce l-au dus în paradis, în cetatea vieții. Fie ca această mângăiere să vă poarte mereu și mereu, până când și noi ne vom întâlni cu locul pe care Domnul Iisus Hristos ne-l-a pregătit. Rămâneți în mâna bună a Dumnezeului nostru. Fiți binecuvântați, dragilor! Thank you.
Stimată familie de Dan, dragă Biserică Carmel, frați și prieteni care sunteți aici, să păstrăm un moment, o reculegere în memoria celui care a fost pastorul de Dan Ioan. S-au auzit cuvinte frumoase aici și fiecare a încercat să vorbească din inimă ceea ce avea și are pentru omul acesta, un bărbat special al lui Dumnezeu. Voi încerca să vorbesc și eu tot din inimă, fără să fi pregătit ceva în prealabil. Mi-aduc aminte că îl cunosc pe, sau l-am cunoscut pe Ionică de Dan, din anul 1977, când Domnul m-a chemat la pocăință. L-am văzut un om smerit la locul lui, stând acolo în rândul 4, în biserica de pe strada Romulus, dar în același timp devotat în ce privește lucrarea și crezul în Domnul Iisus Hristos. A fost un coleg deosebit în ce mă privește pe mine în lucrare. De la el mi-a rămas în memorie până în zi de astăzi o maximă de care în dese împrejurări mă leg. El a spus un adevăr interesant la un moment dat când ne-am rugat pentru el și înainte ca să mărturisească ceea ce s-a întâmplat, întorcându-se către noi slujitori, el a spus maxima aceasta: să vă spun un adevăr adevărat. Și a rămas în memoria ființei mele. Cum poate fi adevărul acesta explicat? Vă spuneam că a fost un coleg în slujire, dând dovadă de devotament, de sârguință, neprecupețind niciun efort, chiar dacă starea sănătății lui
în ultima perioadă a fost mai precară, dar a mers înainte. Era curios și discutam cu ginerele lui, unul din ginerii lui, cu Laszlo, și am ajuns noi să punem niște întrebări și răspunsul suna ceva de genul acesta. Mi-e frică ca Dumnezeu să nu cumva să mă tragă la răspundere pentru că am cedat ce privește slujirea și slujba. Era un paradox. Există o lege și cu toate acestea. Pentru că sunt și excepții și ele întocmai întăresc întotdeauna legea, undeva în jurul vârstei de 70 de ani ar fi trebuit să iasă la pensie. Dar el a rămas. El a rămas. Pentru că a fost o excepție. Ca pentru voi, copiii care sunteți, să înțelegeți că tatăl vostru a fost un om excepțional. A fost un om deosebit. Am pe inimă să mă raportez la ceea ce spune Proverbe 22 cu versetul 1 și să vă vorbesc vouă, copiilor care sunteți aici. Și spune înțeleptul Solomon așa: un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Când vorbim în momentele acestea speciale, vreau să vă spun foarte deschis tuturora, nu este neapărat doar o slujbă de înmormântare, un moment de despărțire, ci mai cu seamă, în mod excepțional, este întoarcerea unui om adevărat, un slujitor al lui Dumnezeu, la cele veșnice în împărăția lui Dumnezeu. Și noi ar trebui să fim nu triști, nu supărați, nu îndurerați, nu abătuți, ci ar trebui să fim plini de voioșie și să strigăm slăvit să fie Domnul. Pentru că ceea ce a făcut Domnul în viața lui, face și în viața ta și face și în viața mea. Și întoarcerea eroilor lui Dumnezeu, și mă gândesc foarte bine când îmi aleg cuvintele, poate fi numit unul din eroii lui Dumnezeu. În cer este sărbătoare. Imaginați-vă-l pe Ștefan când, sub puterea pietrelor și a loviturilor pietrelor, da, el a privit la slava care l-aștepta dincolo. Era un erou al lui Dumnezeu, martir. Ionică n-a fost un martir, dar a fost un erou în ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Nu puțin lucru este să poți construi o casă de rugăciune. Nu puțin lucru este să aduni un popor în jurul tău. Nu puțin lucru este să ai o familie numeroasă și să faci față și calității de tată, instruindu-i, învățându-i, dându-le exemplu personal. Ăsta este cel mai important lucru la fratele Ionică. Exemplul personal. Fiind pe linia întâi, acolo, în față. Un nume bun. Înțeleptul spune, stimați copii, este de dorit. Deci, numele bun se câștigă dacă tu vrei, dacă accepți perceptele, dacă accepți provocarea lui Dumnezeu. Înțeleptul spune aici că bogăția mare, la care mulți se gândesc, nu echivalează. Numele bun e mult mai important decât valorile materiale din lumea aceasta. Copii dragi, cum se dobândește numele bun? Numele bun se dobândește prin lucrarea înțelepciunii pe care Dumnezeu îl pune înaintea noastră. Și Ionică din plin a avut parte de această înțelepciune datorită rugăciunilor, datorită perseverenței, așa cum s-a amintit aici, datorită lucrării de abnegație, de dăruire totală în ce privește slujirea lui Dumnezeu. Cereți și voi înțelepciune ca să puteți deosebi
valoarea bogățiilor lumii acesteia și valoarea aceasta incomensurabilă, să lași un nume bun. Și Tatăl vostru vă lasă, odată cu plecarea Lui, un nume bun pe care i l-a dat Domnul Iisus Hristos. Să vă îmbogățească Dumnezeu pe toți. Numele bun se primește prin lucrarea Duhului Sfânt pe care El îl produce în noi. Duhul lui Dumnezeu fățuiește vasul inimii tale și îl face ca tu, ca vas, ca persoană înaintea lui Dumnezeu, să fii integru. Copiii adevărați ai lui Dumnezeu sunt vase integri, nu cu cioburi, nu cu spărturi, nu cu lipsuri, ci totalmente predați lui Dumnezeu și în brațul Lui. Să repare Duhul Sfânt, dacă este cazul, vasul inimii la toți cei care suntem aici prezenți, ca numele bun pe care trebuie să-l dăm ca o moștenire celor care vor veni după noi, să fie un cadou, să fie un dar. Nu știu ce anume avantaje materiale v-a lăsat Tatăl vostru. Mă refer aici la voi, la copii. Nu știu ce avantaje materiale a lăsat Bisericii Carmel, dar știu că un nume bun v-a lăsat fratele Ionică. În mijlocul slujitorilor a fost și este respectat. În mijlocul orașului Timișoara a fost și este nu numai în sânul credincioșilor respectat. Fie ca prin lucrarea pe care o vom face de acum încolo, toți să ne păstrăm numele bun și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amen. În memoria Lui și în amintirea zilelor frumoase, să rămânem cu bucuria în suflet și să putem exclama cu toții: Doamne, adu ziua revederii cu fratele Ionică de Dan, și să fim din nou o turmă și un păstor care vei fi Tu, Iisuse Hristoase. Amin. Amin. Stimată familie, primiți cele mai sincere condoleanțe din partea fraților de la Biserica Apele Vii din Timișoara. Dumnezeu să vă mângâie și să vă întărească în clipele acestea. Aveți un tată erou și să trăiască așa în memoria voastră. Amin. 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 Ultima dată am vorbit cu fratele de Dan în urmă cu vreo 10 zile, practic. Sâmbătă s-a împlinit o săptămână. Era în linia întâi, venise la priveghiu fratelui Nelu Costea. În scurta discuție pe care am avut-o cu el, m-a asigurat încă o dată și a zis: frate Nelu, mă rog totdeauna lui Dumnezeu pentru tine. Și lucrul acesta mi-l spunea ori de câte ori aveam prilejul să ne întâlnim. Astăzi știu că omul care pleacă a fost un om care m-a purtat în rugăciuni. Însă uitându-mă spre voi, dragi membri ai familiei, urmași ai fratelui de Dan, știu că voi cu atât mai mult ați fost purtați în rugăciunile lui. Știu că aceasta este marea pierdere. Tatăl vostru s-a dus la mai bine. Dar aici, pe pământ, voi vă despărțiți de omul care v-a purtat pe brațe de rugăciune, chiar dacă ați fost aproape sau ați fost departe de el, chiar dacă ați fost peste mări și țări, s-a rugat lui Dumnezeu pentru voi. Aș vrea să vă dau posibilitatea și vouă să vă uniți glasul ca familie și să cântați și voi o cântare cu această ocazie, dar nu înainte de a lăsa grupul bărbătesc să laude întâi pe Domnul, apoi rugăm familia să-și unească glasurile spre a aduce slavă lui Dumnezeu. Cetatea unde merg eu, străzi de aur străluce.
cetatea unde merg eu, florile nu veșteșesc. Mulți iubiți s-au dus la Iisus și în slavă strălucesc. În țara unde florile nu veșteșesc. Aici înfloresc o vreme, dar curând se ofilesc. În cetatea unde merg eu, florile nu veșteșesc. Amin. Amin. Cântarea îmi spune așa: mai este mult străjer din noapte, din noaptea de încercare grea, mi-e dor de clipa dimineții, că așteptarea e tot mai grea. Și refrenul spune: până în zor voi aștepta, Iisuse drag venirea ta, haine albe vreau să-mi păstrez, până ai să vii, am să veghez. Amen, amen. Mai este mult străjer din noapte, din noaptea de încercare grea, mi-e dor de clipa dimineții, că așteptarea-i tot mai grea. Mai este mult străjer din noapte, din noaptea de încercare grea, e doar de clipa dimineții, că așteptare tot mai grea. Până vin zorii voi aștepta, Iisuse drag, venirea ta. Hainele albe vreau să-mi păstrez, până ai să vii, am să veghez. Mai este mult străjer din noapte, că zorile nu mai sosesc, nu vreau să mă plimbe somnul, pe mine vreau să-l întâlnesc. Mai este mult străjer din noapte, că zorile nu mai sosesc, nu vreau să mă plimbe somnul, pe mine vreau să-l întâlnesc. Până vin zorii voi aștepta, Iisuse drag, venirea ta. Hainele albe vreau să-mi păstrez, până-i să vii, am să veghez. Mai este mult străjer din noapte, că sunt atât de obosit, nu vreau să stau în neveghere, când vine mirele iubit. Mai este mult străjer din noapte, că sunt atât de obosit, nu vreau să stau în neveghere, când vine mirele iubit. Până vin zorii voi aștepta, Iisuse drag, venirea ta. Hainele albe vreau să-mi păstrez, până ai să vii, am să veghez. Mai este mult străjer din noapte, să-mi cânt cântarea mea de dor. Mai sus de galaxii și stele, va fi o turmă și un păstor. Mai este mult străjer din noapte, să-mi cânt cântarea mea de dor. Mai sus de galaxii și stele, va fi o turmă și-un păstor. Până vin zorii voi aștepta, Iisuse drag, venirea ta. Hainele albe vreau să-mi păstrez, până ai să vii, vreau să veghez. Până vin zorii voi aștepta, Iisuse drag, venirea ta. Hainele albe vreau să-mi păstrez, până-i să vii,
ajută-ne, Doamne, pe ceață. Acum ne apropiem de capătul acestui serviciu funerar. Dar înainte de a încheia și a lăsa casicriul să fie coborât în groapă, cred că sunt îndreptățit la căpătâiul fratelui păstor de Dan să citesc un verset din Scriptură pe care l-a scris apostolul Pavel, dar care cred că se potrivește în dreptul pastorului de Dan. Cuvântul acesta sună astfel: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Dragii mei, în ultimii ani am avut ocazia să lucrez îndeaproape cu fratele de Dan și am înțeles bine că omul acesta s-a luptat o luptă bună, lupta lui Dumnezeu pentru câștigarea de suflete, pentru ținerea sufletelor aproape de Dumnezeu. Și iată că astăzi lupta lui aici pe pământ s-a isprăvit. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că omul acesta a luptat lupta cea bună, avându-l alături pe Dumnezeu în această luptă. Apoi, cuvântul scris de Pavel zice astfel: mi-am isprăvit alergarea. Am fost și eu atent la necrologul care a fost prezentat și mi-am dat seama că alergarea fratelui păstor de Dan a fost una de cursă lungă. Și să știți, alergarea de cursă lungă e mult mai istovitoare decât alergarea de 100 de metri sau de 400 de metri. Alergarea de cursă lungă este cu adevărat istovitoare. L-am întrebat și ultima dată când l-am întâlnit: frate Ionică, cum te mai simți? Și mi-a zis: nu bine, nu bine. Și totuși, în condițiile acelea, era acolo, chiar dacă a trebuit să fie ajutat să se urce la amvonul pe care l-am avut la acel priveghi, dar a venit acolo pentru că omul acesta a înțeles că el trebuie până la capăt să alerge. Și a alergat bine. Dragi copii, mulțumiți-i totdeauna lui Dumnezeu că ați avut o pildă în tatăl vostru. Amin. Omul care a știut să fie credincios lucrului care i s-a încredințat. Spunea fratele Parteni aici despre cuvântul credincioșie, statornicie. Acesta a fost fratele de Dan. A alergat cu statornicie până la capăt. Și astăzi puteți să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru modelul pe care l-a pus înaintea voastră a tuturor. Un om care a luptat, dar o luptă bună, un om care a alergat, o alergare istovitoare, dar a dus-o la capăt, și un om care a păzit credința. Așa s-a luptat să păstreze credința și să facă în așa fel ca lucrarea lui și a celor pe care îi păstorește să fie o lucrare plăcută lui Dumnezeu. De aceea astăzi, dacă ar trebui să tragem linie sub viața trăită de fratele de Dan, am putea să înțelegem și să credem și să avem încredințarea că Domnul din ceruri se uită și zice: bine, rob bun și credincios, vino să intri în împărăția care ți-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Dragii mei, aici vrem să încheiem slujba aceasta. Groapa este la doi pași, dar vom încheia slujba aceasta cu mulțumirea de a ști că stăm astăzi la căpătâiul unui om care și-a făcut bine slujba. Fie ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei ce rămân, fie ca Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Pentecostală Carmel, amin, și fie ca urmele pe care omul acesta le-a lăsat să fie întotdeauna urme pilduitoare, spre care să se uite cu apreciere mulți oameni. Am vrea să aducem întâi mulțumire lui Dumnezeu. Și voi chema prezbiterul Bisericii Carmel, pe fratele Florin Mandici,
să aducă mulțumire către Dumnezeu pentru timpul acesta pe care l-am petrecut aici. Iar apoi, din partea familiei, voi chema pe fratele Viorel Borza ca să aducă mulțumire celor ce sunt astăzi prezenți aici, așa cum au hotărât ei în numele familiei. Haideți așadar să stăm în duh de rugăciune și fratele Florin Mandici, prezbiterul Bisericii Carmel, ne va conduce în această rugăciune. Tată din cer, în numele Domnului Iisus Hristos, venim să-ți mulțumim că și de data aceasta tu ai fost prezent, Dumnezeule, cu noi într-un loc acesta. Chiar dacă este un loc de jale, un loc de durere, am simțit prezența ta, Doamne, și îți mulțumim pentru cuvântul tău. Îți mulțumim că ți-ai făcut simțită prezența prin cuvântul tău cel sfânt, prin ceea ce tu ai vorbit, ne-ai vorbit noi, ai vorbit familia, ai vorbit fiecare din locul acesta. Doamne, vrem să-ți mulțumim. Îți mulțumim pentru puterea Duhului Tău cel Sfânt care a fost la lucru și în aceste momente, Doamne, și îți mulțumim căci prin Duhul Tău cel Sfânt Tu ești Cel care a atins fiecare inimă în această zi. Binecuvântat să fie numele Tău. Îți mulțumim pentru timpul acesta, Doamne, favorabil, că am putut să stăm în locul acesta. Îți mulțumim, Dumnezeule, pentru fiecare slujitor în parte care s-a pus la dispoziția Ta. Îți mulțumim că Tu ești Cel care e folosit și îți mulțumim că Tu îi vei binecuvânta. Te rog, Doamne, în continuare să binecuvintezi familia de Dan, o încredințăm în brațul Tău, Doamne, ca Tu să-i călăuzești, ca Tu să-i cercetezi și pe mai departe, ca Tu să le conduci pașii, Doamne, ca Tu să veghezi asupra lor, a fiecăruia, și numele Tău să fie binecuvântat și numele Tău să fie cu adevărat mărturisit în viața lor. Binecuvântat să fie numele Tău. Îți mulțumim pentru toate lucrurile. Ne încredințăm în brațul Tău și știm că vei lucra într-un mod deosebit. Slăvit să-ți fie numele în veci. Amin. Familia de Dan dorește să aducă mulțumiri tuturor persoanelor care au participat la funeralele de astăzi și celor care au urmărit programul online din țară și din străinătate. Apreciem dragostea celor care au înțeles că din motive de siguranță și legale, evenimentul de azi a trebuit să aibă loc într-un cadru restrâns. De asemenea, familia dorește să mulțumească tuturor celor care de-a lungul anilor s-au rugat, au sprijinit, au îmbărbătat și au alinat pe fratele păstor de Dan Ioan. Familia este recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că a fost cu noi în fiecare zi și va fi cu noi până la sfârșit. Pierderea lui tata lasă un gol imens în inima noastră, dar suntem alinați de gândul că în cer s-a mai întors un erou. Vă mulțumim pentru înțelegere și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi și familiile voastre. Amin. Amin. Dragii mei, acesta aș vrea să fie gândul care rămâne în mintea noastră a tuturor. Ioan de Dan, pastorul Bisericii Carmel din Timișoara, s-a dus la stăpânul pe care l-a slujit. S-a dus la marile răsplătiri. Rămână dar această mângâiere în sufletele voastre ale tuturor, rămână în memoria voastră întotdeauna un gând frumos despre omul care v-a crescut, care v-a sfătuit, care v-a învățat, despre omul care v-a păstorit, spun celorlalți, despre omul care s-a rugat împreună cu noi, spun ca păstor, pentru că ne adunam în mod regulat la rugăciune cu păstorii penticostali și ne-am bucurat întotdeauna de părtășia fratelui de Dan. Aici vom încheia slujba aceasta de înmormântare. Cred că este momentul în care vom da posibilitatea familiei să facă câteva fotografii.